Au fost chemați în armată. Decizia luată la granița cu România. Se întâmplă chiar astăzi. 3 aprilie, armata din Republica Moldova a anunțat o mobilizare generală pentru data de 3 aprilie. Rezerviștii au fost chemați în timp ce Maia Sandu a plecat în Ucraina, pentru a se vedea cu Volodimir Zelenski în timpul summitului de la Buha. Mobilizarea generală este programată pentru ziua de 3 aprilie. Potrivit informațiilor transmise de Armata Republicii Moldova, s-a decis doar efectuarea de exerciții și pregătire militară, notează la Republica. Cei care nu se prezintă la chemarea armatei vor fi sancționați potrivit sursei menționate. Bărbații cu vârsta cuprinsă între 18 și peste 50 de ani care nu se prezintă pe 3 aprilie la cazarma armatei vor fi sancționați cu până la 150 de ore de muncă forțată în folosul societății sau cu amende de peste 32.000 de lei moldovenești, respectiv 1.500 de euro. Trebuie menționat că este vorba despre o cifră enormă în contextul în care salariile medii din Republica Moldova sunt de 4.000 de lei pe lună, mai puțin de 200 de euro amintim că aproximativ 50 de state și organizații internaționale au semnat declarația de la Buha privind responsabilitatea Rusiei pentru crimele comise în Ucraina. Conform documentul a fost semnat în urma sumitului de la Buha și publicat pe site-ul președintelui ucrainean.